Bună! Spune-mi, te rog frumos, despre proiectul cu care sunteți prezenți la târg. Ce înseamnă, practic, și ce plusuri aduce clienților care îl folosesc, beneficii? În primul rând, vreau să vă spun că este un proiect total wireless. Este foarte diferit față de proiectele mai vechi de acest gen. Este un proiect de automatizare care include siguranță, include eficiență energetică, include și partea de confort. Și spuneam că este diferit pentru că nu mai există necesitatea de a trage cabluri, deci cine are deja o locuință și nu are montat un sistem de automatizare sau de control al acestei case, poate să și-o controleze oricum, fără murdărie, fără cabluri. Noi instalăm, configurăm și facem și un minim de training pentru toți clienții noștri, ca aceștia să-și poată controla casa și să scape de niște griji, să aibă mai multă siguranță, de puțin stres, să mai scape atunci când sunt în vacanță, atunci când pleacă la birou, la serviciu și de asemenea să consume mai puțin și să fie mai, să stea într-un mod mult mai confortabil acasă. Mai confortabil spun că își pot controla dintr-o telecomandă unică toată casa, acesta fiind telefonul mobil pe care oricine l-are la dispoziție mereu, mereu ținem un telefon în buzunar, sau pentru cine alege o tabletă care poate fi expusă pe peretele de la intrare. Avem o gamă destul de largă de senzori, toți comunică între ei. Există un nou protocol apărut acum pe piață, se numește Z-Wave tehnologia, acest model de tehnologie wireless. Suntem singurii din România care integrează, programează pe acest protocol și preconfigurează și livrează efectiv dispozitivele. Putem să facem și integrări cu altfel de sisteme care nu sunt Z-Wave, avem senzori special pentru așa ceva, pentru integrări. Putem ajuta clienții de la partea de siguranță cu senzori de fum, de inundație, de prezență, senzori de efracție pentru uși și geamuri și putem face astfel încât casa să reacționeze singură. Imediat o să vă fac și o demonstrație dacă vreți pentru asta. Pot să armez, dacă este posibil, pot să armez un senzor și să vedem ce se întâmplă. Acum putem arma sistemul din această aplicație. Iar pe urmă, dacă încercăm să brășăm un senzor, de exemplu acest senzor de ușă, avem pe aplicație alarma, jaluzelele se retrag, iar luminile vor funcționa în mod automat ca și cum cineva ar fi acasă. De asemenea, se poate conecta și un sistem audio ca în filmul Singur acasă. Țin să precizez că orice client al nostru nu trebuie să renunțe la nimic din casa sa. Adică tot ce funcționa până acum manual va funcționa în continuare. Deci controlul local nu suferă niciun fel de modificare. Avem doar un plus, faptul că putem controla casa de la distanță, de la orice distanță, nu există o limită de distanță, de pe un telefon mobil sau o tabletă sau un laptop, este necesară doar o conexiune la net. Și costurile care sunt pentru clienți? Fiind un sistem modular, adică cineva poate să-și achiziționeze mai întâi o unitate de control, care cea mai ieftină este 170 de euro, iar cea mai scumpă este 600 de euro, după care poate să-și achiziționeze mai multe dispozitive, nu toate odată. Adică nu contează, având în vedere că nu trebuie să tragă fire, cabluri prin casă, nu contează dacă își achiziționează totul odată. Poate achiziționa doar o singură priză inteligentă, ca după aceea lunar să mai facă alte achiziții. Dar pentru un apartament de două camere, de o dimensiune normală, prețul ajunge între 1000 și 1500 de euro, incluzând partea de siguranță, cu tot cu camere video, partea de eficiență energetică cu un număr de prize care monitorizează consumul energiei și partea de confort. Cum ați văzut, există posibilitatea de a controla luminile și orice alt dispozitiv din casă, cum ar fi jaluzelele și așa mai departe. Am înțeles. Mersi foarte mult! Cu mare plăcere!